Salutare, prieteni, și bun venit pe canalul meu. Deci când mă duceam pe casă, mi-a venit un gând așa nebun. Bine, nu neapărat nebun. Băi, am zis, haide să facem ceva. Ce să facem? Hai să ne văruim camera. Cu un buget foarte mic, undeva cu sub 50 de lei. Să ne văruim camera, toată camera. Vreau să o fac albă. Bine, după aia o să mai vină și alte culori între timp. Acum este un portocaliu și cu un galben. Și cu un galben. După aia o să fac și alte modificări. Dar pentru început o facem albă, să se lumineze. Deci când gen se vadă diferit. Pentru că acum are un portocaliu închis. Ce naiba mai fi ăla și e urât. Nu știu, parcă învechit așa. Avem de făcut și niște găurile din pereți, să punem și o priză. Deci o să fie ceva interesant. Sper să terminăm seara asta totul. Că, na, seara asta dacă vărâm, vă dați seama că nu mai putem să dormim în cameră și o să dormim pe... hol. Bine, pe hol. Nu dormim pe hol. O să dormim în masardă. Oricum tot în masardă și camera, numai că dormim în living-ul masardei, sau cum poți să mi-ai spui. Deci mergem la Leroy Merlin. Leroy Merlin, sau cum se mai spune. Și ne apucăm de treabă. Deci când ai bani mereu cheltui, da, asta este situația. Eu și... am cheltuit 1 milion pentru rechiziții. Da, și au cheltuit 1 milion pentru rechiziții și au cheltuit neva la până în 50 de lei să iau tot ce ne trebuie, să facem camera white, să o facem albă. Și sunt sigur mai multă lumină, mult mai bine pentru mine, pentru și pentru vloguri. Și mai o să fac toată masarda, dar trebuie să văd niște nuanțe de culori. Dar pentru început facem alb. Bă, am zis până vine iarna, măcar trebuie să-mi fac în cameră. Cam asta e și ideea. După aia mai avem de schimbat o ușă, în fine, o să fie nu știu ce gen de clip să le numim, gen renovăm casa, nu renovăm camera. Da. Buget de 50 de lei am văruit camera. Hai că vedem noi. Că faza că bine, în realitate ar trebui mai mult, dar eu având trafales tot, că l-am ajutat pe fratele meu să-și văruiască frumos acolo la etaj și să facă diverse lucruri. Deci am diverse materiale, doar vară mai trebuie și eu am rigips. Toți pereții la mine sus în masardă din rigips, deci relativ ar fi destul de easy. Revenim! Bun! Prieteni sau mai puțin prieteni sau mai mulți dușmanii mei, așa glumeam și eu puțin. Am luat var. Să știți că am dat 19 lei pe 10 kg de var, foarte ieftin. Am cumpărat și niște prize și acoperă o suprafață de 100 de metri pătrați. Per stradă. Bun, mergem acasă, am luat prize, am cheltuit undeva la 36 de lei, fix sub bugetul de 50 de lei. What the fuck, a scăpat sub pe ea. Bun, și revenim de acasă, deci mai filmăm traseul, chiar dacă l-ați mai văzut odată, da? Situația. Ne vedem! Las acasă, merge frumoșele, liberăm camera, montăm priza care e foarte esențială, că trebuie să opresc curentul și după aia o montăm la loc și deschidem, aprindem curentul iarăși, pornim curentul, deschidem lumina, punem și o lumină cu LED care am cumpărat-o, sper să fie bună, să luminezi mult mai bine decât lumina acum și cam atât. Mai băgăm și telefonul încărcat, că azi am fost toată ziua pe drumuri și am filmat mult cu telefonul și s-a mai descărcat, mai am 20%. Punem la încărcat și revenim după aia. După ce montăm acea priză. Bun, am ajuns în casă. Acum o să vă arăt camera și pe o să vedeți cum, bineînțeles, ne apucăm de treabă, vorim ce facem și tot ce dragi. Hai să vă arăt cum arată momentul ăsta. Trebuie să scoatem tot, avem de reparat două găuri, una acolo, e rigips oricum. Să vedem că este cam plinuță camera mea în general. Acum a fost plinuță, vă fac un tur așa în mare parte, întoarcem camera
Și pe aia, na, ne apucăm de treabă și... Deci, o să fie o leacă de muncă, dar asta este situația. Acolo tot o să fie alb și după aia ne gândim noi la gen marginea aia, o să fie altă culoare. Dar momentan facem totul alb, tot, perdele, pat, tot. Camera asta să rămâne goală, goală, goluță și na, asta este situația. Până la urmă trebuie să facem și treaba asta. Bag rep de telefon la încărcat și revenim după aia, după ce eliberăm totul din cameră. Bun, am revenit. Se pare că lucrurile s-au complicat o leacă mai mult pentru că trebuia să stup niște gauri și a durat o leacă mai mult, dar ăsta e bucăți de rigips. Hai să vedem cum e procedura, cum se poate rezolva o gaură într-un rigips. Acolo aproape, nu știu, uite aici, e gata. Hai să vedem prima dată care e procesul. Bun, se pare că, na, dacă avem o gaură aici, una mai mică. Ideea e că luați un cutter, tăiați exact ca să acoperiți gaură, să faceți un pătrat. După, luați o, una, cum se cheamă, o de asta de tablă, cum se numea, că am uitat, un C, un profil C. Asta cred că este C. În fine, orice profil, nu contează. Se pune, se bagă în spatele rigipsului, se ține, se bagă primul holșurub, se bagă și jos, i-am băgat câte două, oricum după aia vine chituite cu kit și nu o să mai vadă nimic, o să fie ca curat totul. După aia luăm și decupăm, luăm măsurile, decupăm și facem ce am făcut eu aici. Vedeți, eu am decupat piesa, am montat-o. Faza că eu n-am tăiat foarte bine gen pătratul și o să vină kit aici și nu o să se mai vadă. Vine plasă și după kit. Și o să șlefuim și o să fie ca nou. Deci nu o să vadă diferențe deloc. O să revin după aia când terminăm. Și după aia, acum, procesul este felul următor. Se pune niște holșuruburi pe aici. Câte două aici, două, o, șase, opt. Ar fi suficiente. După aia ne apucăm chituim. După ce am chituit, ne apucăm să șlefuim. Lăsăm câteva ore să se întărească și după aia putem șlefui și după aia putem vopsi, da, cu var, fără nicio problemă. Deci, acum luăm o mică pauză, mâncăm și noi ceva, bem și noi ceva, fumăm o țigară și revenim după aia. Oricum mai este de muncă. Am văzut că aici ar putea că trebuia să șlefuiesc puțin. Aici a fost montat ușa după ce au fost vărui și din cauza asta s-a întâmplat treaba asta. Acolo rezolvăm pentru că mi-a intrat World Free, mai ales pe acolo dacă mă las. Mă stau cu mâna pe acolo, e un curent foarte mare și gândiți-vă că vine iarna și la mine și o să fie nasol. Toată căldura care o să dea calorifere de aici, o să, practic o să ies, o să se facă fric și nu vreau treaba asta anul ăsta. Anul trecut n-a fost buget, n-a fost bani, dar anul ăsta, dacă tot sunt posibilități, de ce să nu facem treaba asta, pentru că nici nu costă foarte mult. Rigipsul l-am găsit prin casă, am găsit o coană întreagă, o aveam, pentru că fratele meu încă lucrează la un proiect care na, mai durează puțin. Dar acum mai am gaură, trebuie să tai la fel, eu un metru, măsor, tai o bucată, cum am tăiat așa aici, prima bucată, și rezolvăm problema. Și cred că mâine ne ocupăm și de această priză. Am cumpărat prizele, practic priza care o să montăm aici, ca să fie treaba ok. Ca să, na, avem și noi o priză la televizor frumușel aici, poate după aia o să tragem și un cablu TV. Pentru că eu l-am scos, pentru că eu nu prea mă uit la TV, mă uit la Netflix și este mai comod. Bun, revenim mai comod. Lasagne aici cumpărată, care bagi la cuptor, durează o oră și se face. Bun, după aia am chetoi frumos, am băgat o căldură ca să se încălzească, să se usuce și chiar s-a uscat un perete, mai avem unul. După aia trebuie să șlefuim, cât de cât să arate bine, să când punem varul să se vadă binișor. Pentru că totuși stau în cameră și cred că ziua când mă trezesc și mă pun la somn, cam văd pereții și nu vreau să-i văd nașpa, cât de cât va ieși bine, nu va ieși poate excelent. Că treaba era în felul următor, dacă puneam două bări, una stânga și una în dreapta de aia de aluminiu, era mai fix, așa s-ar putea, dacă stai și te arunci în ea, s-ar putea să o rupi. Deci, pentru momentul de față este ok. După, rașchetăm totul frumosel cu șmilghel, foarte, nu exagerat de abraziv, dar abraziv, și după aia ne apucăm de văruit. O să vedeți și voi procesul ăsta, o să punem camera pe un suport, să vedeți cum vărim și vedeți cum se luminează camera. După aia montăm și acel backled.
pentru că trebuie să dăm acea plică jos, să schimbăm becul. Chiar o să facem prima treaba asta. Să vedeți și voi diferența. Bun, asta se pare că e beco, care l-am cumpărat astăzi. Vedeți, duce până la 4.000 de K. 4.000 de K, cel puțin puterea lui care ar fiind. Nu știu, o să mergem să vedem, bineînțeles, nu e ca asta pe LED, dar este ok. Hai să vedem cum se vede acum în cameră. Culoarea. Ok, vezi, am dat aia jos și bate un galben. Bine, încă pereții sunt galbeni. Încă vedeți că am pus asta să usuce acel perete și 14.000. Ăsta e registru care ne-a mai rămas. Cam atât. Schimbăm becul și revenim. Bun, se pare că e mai multă lumină și până la urmă le-am pus pe amândouă. Ăsta este cel care l-am cumpărat și ăsta este la galben. Și am văzut că dacă le lăs pe amândouă, dă o lumină mai puternică. Adică e mult mai luminat în cameră. Am văzut că avea două suporturi. Bine, o să vină și chestia din sticlă și o să fie ok. Deci trebuie să ne apucăm de treabă, ce-i drept. Dar, na, asta e situația. Bun, înainte de toate trebuie să dăm toți paianjenii, tot praful de pe perete cu ce aveți voi. Eu am mătură în cazul meu. De pe tavan, tot. O să vorim și inclusiv tavanul. O să fie mult mai luminat decât este acum. Oricum, lumina asta ajută foarte mult să avem o lumină bună, dar na, ce se face? Bine că am găsit o soluție. În fine, ia curăță pereții frumos. Hai să vă arăt cuierul meu improvizat de acum ceva ani. N-am venit acasă, mi-am făcut un cuier așa improvizat, în fine, e o prostie. Dar or să-l dăm jos. Ăsta a fost primul pas care am făcut când m-am mutat aici. M-am mutat masardă, ăsta era un cuier, în fine, o să-l dăm jos, o să astupăm toate găurile, o să vină frumos tare. Clipul ăsta o să fie super mega lung, o să îl împărțim în două episoade, gen, dar sper să ne încadrăm într-un singur episod. Dacă are 20 de minute, puneți acolo o pauză, luați-vă ceva de ronțăi dacă vreți să urmăriți acest clip și dați din nou play și apăsați pe acolo un like și un comentariu. Dacă nu sunteți abonați, apăsați pe clopoțel să vă abonați, are se pare că vreți să dărâme casa, să dărâme camera și revenim după aia. Bun, am făcut loz de mișmilgă. Ideal ar fi cât mai, nu foarte abraziv genul, nu cât mai mare posibil. Ăsta e de 40. Hai să vedem dacă am ceva mai mare. 40 mi se pare de mic. Asta nici nu știu cât este. Tot de 40. Normal ăsta îl pui la așa, dar l-am lăsat așa, n-am mai dus că fac foarte mult praf. Și o să ne apucăm să-l frec. Bă, se pare că vine binișor. Nice. Bă, se pare că un colț trebuie să mai rămână la uscat pentru că încă e moale și nu pot să lucrez, dar parțial am făcut. Se pare că am făcut o improvizație, să bată porțiunea asta, se vede că încă este umedă și dacă ating, încă nu este tare. Lăsăm să se usuce. După aia o să ne apucăm de treabă și să pot să șmirguie să fie cât de cât la nivel. Cred că o să mai trebuie să mi-i pun kit, dar vedem. Poate îi punem mâine. Asta, părțile astea trebuie să se usuce neapărat. Dacă nu se usucă, este o problemă. Aici se pare că e bine. Vedeți, a venit totul liniar. Oricum vine varul și nu se mai vede, se încarcă cât de cât la 2-3 minute cât dăm noi cu var. Dacă am frăcat aici, nu și varul. Deci trebuie să fie gen să nu se mai vadă dâmbul, să-l simți la mână. Cum e aici, este bine. Relativ. Bun, între timp am mai dat o mână. Se pare că este ok acum. Nu are așa, doar trebuie șlefuit. Să șlefui bine și pot să-i dau drumul la treabă pe peretele. Îl mai lăsăm la uscat. Deci o să mai dureze puțin. Am dat și cuierul ăla jos. L-am acoperit mare parte. Mai trebuie șlefuit. Cam atâta. Acolo mai am de șlefuit, dar cred că... Nu știu, să vedem dacă s-a uscat. Nu, încă este moale, trebuie să-i bag căldură și lui ăla, dar vedem noi când. Ia. Bun. Se treabă că treaba e bună. O să facem puțină ordine pe aici. O să punem acest bucată de regips unde vă dăm cu var ca să nu murdărim parchet foarte tare, să ne chinuim. Am mai șlefuit și ușa. Oricum ea nu o să se mai vadă. Cel puțin nu o să mai vadă chestia albă că o să fie varul alb și vă dați seama că o să fie mișto. Deci acum și că ne apucăm și noi la treabă, mergem până la Kaufland și revenim. Deci, o să mergem la Kaufland să luăm de băut ceva, suc, apă, că nu mai avem nimic în casă. Este ora 9 seara, e deschis până la 10.
Și o să lăs și eu telefonul încărcat, că nu mai am baterie. Acum o să șlefuiesc bucata asta care a rămas, cât de cât, că am o bucată de fapt l-am aici. O să vedeți și voi procedura și revenim după aia, că las telefonul încărcat. Șmilcul de 40, P40, este ok, își face treaba, șlefuim bine și o să iese bine. O să vă arăt și vă cum iese. Iar se pare că am făcut praf, dar asta este. Bun, aici se pare că l-am pus la uscat. Treaba e bună, când e gata așa să ne întoarcem la magazin. Lăsăm asta aici să se facă, să se usuce. Bine, aici. Văză că aici eu leacă mai mult stratul și cred că se usucă o idee mai greu. Dar nu contează, important e că acolo e și bine. Acolo putem vărui, chiar fix asta o să și facem după ce ne întoarcem de la magazin. Facem curățenie și apucăm la treabă. O să fie destul de interesant. Deci revenim după ce ne întoarcem, și eu telefonul încărcat. Deci nu uitați de un like, un comentariu. Chiar este greu să și muncești, să și filmezi în același timp. Revenim. Bun, hai să oprim pădura aici, că totul s-a făcut să... Bun, hai să ne apucăm la treabă. Am pus placajul ăla de rigips jos. Se poate vedea. Super. Am pus și trepiedul aici. O să filmăm puțin cum vărâim. Sper să se vadă bine. Și revenim cu aici. O să fie video dat pe repede. Am fost și am mai luat niște pânzii. Iar ați vedem ce am mai luat aici. Am fost la Cavon și am găsit cu 13 lei chestiile astea așa. Avem una așa mai pufoasă. Avem și din bureț. Și asta sunt bureț fun. Chiar lasă bine. Avem și de alea mai mari. O să le aducem acum. Asta doar așa pentru colțuri la geamuri. Unde, na, ca să nu murdărim foarte tare. Ne apucăm la treabă și revenim. A să vedem varul. Hai să vă arăt și varul. Uite, asta e găleata. A costat 19 lei. Deci acoperă 100 de metri pătrați. Doar cu un singur strat. Dar noi nu avem 100 de metri pătrați în cameră și ar trebui să reușim. Ne apucăm la treabă. O să avem și tavanul de făcut. Dar în momentan ne apucăm de peretele de acolo. Ăla. O să fie să vedem cum va ieși. Cred că o să trebuiască, nu o să trebuiască nimica, trebuie să ne apucăm de văruit. Să vedem dacă trebuie de luat varul ăsta, dar nu cred. Cred că îl dăm așa. Ok, utilizare, mișare, decorațiune, o altă suprafață, chips vor fi. Ok, perfect. Deci treaba e bună, nu trebuie de luat, îl amestecăm puțin și ne apucăm la treabă. Hai să dăm drumul la treabă. Se poate și vedea că s-a schimbat, s-a făcut alb, ăsta e galben, dar mai este de muncă, este prima mână, acum ne mutăm pe peretele alb, pe tot, trebuie să facem acum toți pereții și după aia trecem cu a doua sau cu a treia mână, oricum nu mai rămâne, doar că am folosit foarte puțin la un perete, încă mai avem. O să curăț ceva pentru că ceva n-a ieșit ok, dacă nu știu, se poate vedea că e puțin gri, că am avut este gri, dar mă s-o spăr verde și nu o să pare, oricum a fost prima mână nu e foarte esențială, dar ultimele, văd asemenea, trebuie să iese imaculat. Că puțin sper. Ajungești acolo, ia uite-o, la tavan și mai avem și tavanul. Deci revenim mai cu șica. Pentru că suntem plini, uite eu ce puțin să plin de mână de var. Na, lucrați cu mănuși, că este mai practic și mai interesant. Până acum zic că e bine, am făcut 2 pereți. 3 pereți jumate. 2 pereți jumate. Lucruri destul de bine, zic eu, până acum. Hai să vedem. Varul ăsta, bine.
se vede diferența, adică gen la 20 de lei și un var cred că la 100 de lei. Asta prinde o idee că mai greu, dar bine că prinde, cel puțin o să ne ajungă varul ăsta să facem treaba. Hai să văd după ce aproape s-a uscat, aproximativ cu ăsta care trebuie să încă este umed și ăsta este aproape uscat. Ce se vede cu gri, încă nu e uscat, ce se vede mai alb așa, e uscat. Deci mai durează puțin. Cred că mai fac peretele din spatele meu, chestia asta, și după aia luăm o mică pauză și lăsăm să se mai usuce puțin și pe aia o să mai avem peretele din partea asta. Dar o să vedeți și voi cadrele astea, deci continuăm activitatea. Eu, noi cel puțin sperăm să dăm două mâini, deja este 11 și 11 minute, eu zic că dăm două mâini, dar ideea e că dacă se usucă varul mai bine, dar în cameră este destul de clar că am avut autotermaia, se numește termaia, și am făcut treaba, mi-au uscat pereții, am putut să șlefuiesc bine și zic că e perfect. Hai să mai vedem ce mai reușim să mai facem. Dar ăsta care l-am dat primul, chiar se poate vedea prima mână și, na. Eu zic că este eficient și cel de 19 lei, adică un var ieftin. Important e că, na, un var ieftin îl dai de mai multe ori, o leacă mai subțire, nu e așa de gros ca cel de 100 de lei. Dar ideea e că mi-ajunge. Nu știu câți metri stă în camera asta. Cred că am undeva la 30 de metri pătrați, eu așa zic. Deci, să fiu sincer, să zic, chiar se vede rezultatul. Deci, deja s-a uscat, să zicem așa. Deci, relativ e bine. Doar că o să mai zic, mă, nu e 100% uscat. Când se va usca, va arăta ceva asemănător cu gemul ăsta, cum e aici, mă, s-a uscat în zona asta, nu am început. Mă urmează acum a doua mână și o să iese bine. Posibil o să mai trebuiască și a treia. Am început și tavanul, cum se poate vedea, jumate. Mai este pe lângă ăsta. Parția, un sfert din el și o să fie perfect. Deci, na, hai să vedem ce mai facem. Mă duc să mai fumez o țigară, că am mâncat și obțin. Este ora 11:30 sau și mai bine. Eu zic că pe la 1:30 ne putem stinge lumina. Că cam atât ai pe azi. Mai continuăm mâine dacă nu terminăm. Dar peretele alea s-au uscat, deci se vede cam alb tot în camera. Deci este super luminoasă camera. Bine, mai trebuie lucrarea la ea, vă dați seama, mai trebuie să mai dau o mână, două chiar. Dar cred că seara asta mai dăm o mână și cam atâta, ca să aibă timp să usuce și mâine dimineață vom vedea noi cum a ieșit. Seara nu mai cum să-ți dai seama cum iese, pentru că încă nu s-a uscat și după ce s-a uscat totalitatea, atunci o să se vadă diferențele mai mari. Deci, hai să continuăm cu peretele ăla și vedem ce cadre reușim să mai prindem, că până acum ați văzut și voi. Deci, cam asta este procedura. Ideea ar fi să vă luați niște haine care nu le folosiți pentru că le murdăriți și mai posibil să trebuia să le aruncați pentru că nu mai sunt așa de bune. Nu vă faceți griji pe mâini dacă aveți var, se spală cu săpun foarte rapid. De asta se umește și vară lavabil. Bine, se poate spăla, curăța pereții cu ceva. În fine, hai să continuăm, că mai avem aici ceva de terminat, dar terminăm super mega repede.
Deci, s-a făcut dimineața în sfârșit. Aseară am renunțat la a mai lucra la pereți. Și ne-am pus la somn la 2. Ne-am pus la somn la 2. Deci, bine. Acum așteptam să ducem un pachet. Până la alta că, na, ne-am trezit dimineața, am zis că vine ăla cu pachetul să le ape la vreo 8, 9, chiar și acum e 9 jumate. Chiar 10, numai 9 jumate. Am fost pe la târg, dacă tot am fost la târgul de vechituri și am găsit niște chestii noi și foarte utile și la prețuri de nimic, teoretic. Aveam nevoie de un spot, am nevoie de mai multe, dar l-am luat doar unul și l-am luat cu, are tot sistemul, nu știu dacă becul este bun, dar nu mă interesa becul, mă interesa sistemul să-l pot să-l montez. Are un sistem foarte interesant, am dat doar 2 lei pe el, dar de pus acolo ca să am în lumină este suficient, pentru că am gorile la spoturi. Măcar să le pun, cât de cât. Până voi cumpăra, voi găsi poate. Asta l-am luat așa. Păi ce am mai găsit? Util care eu am nevoie. Am nevoie de o broască la ușă. La ușa din cameră. Pentru că s-a defectat ceva timp până urmă și l-am mai schimbat-o. Și asta chiar l-am găsit nou-nouț. Are și cheie nouă. Deci avem cheie. Deci, de pe vremea la bunica. Dar nu contează, important. Așa e cheia. Și avem, cum se cheamă, broască la ușă, deci am mai făcut ceva, deci am mai recondiționat ceva. Și pe ea l-am dat undeva la 5 lei. Cu 5 lei nu cumperi o ială nouă, broască de ușă, de cameră. Undeva la 35 de lei, 40 de lei. Da, dar era cu tot cu plată. Nu, aia din târg. La un magazin vorbim de Berlin, Royal Merlin, Dedeman, sunt mai scumpe. Dar dacă e nouă și am luat-o la banii ăștia, foarte interesant. Numai că cred că singura diferență, nu știu dacă eu am gaura de jos. Știu că am eu să închid doar partea de sus, dar nicio problemă, se pot face modifica. Pot să mut acea tabliță să cadă mai jos sau mai sus, în fine. Astea sunt doar detalii pentru mine. Mi s-a părut ok, adică nu, totuși am găsit chestii. Eu vreau să găsesc mai multe spoturi, știi, ca să am mai multă lumină sus acolo masardă, dar cu timpul. O să luăm noi, poate. O să l-am luat așa, dacă am zis, bă, era acolo 2 lei, 2 lei nu-i nimic, până la urmă, nu, dacă ți-ai o pâine, eventual, mică, mică, franzelă, nu? Da. Bun, așteptăm pachetul, după aia o să mergem acasă, ne apucăm de continuat cu văruitul și după aia vedem, după aia o să mai am ceva treabă, dar bine, asta nu este o problemă gravă. Am văzut că a fost foarte prece clipul de aseară, deci mulțumesc că mă susțineți și chiar super bine. Revenim mai încolo cu alte detalii. Bun, am ajuns acasă. Hai să vedem cum a ieșit pereții. Prima mână, să zicem, doar asta am dat, a doua mână. În fine, destul de bine. Adică la tabar mai este de lucru, se vede. Dar oricum trebuie să luăm toți pereții la refăcut iarăși, pentru că vă dați seama, prima mână, da, nu a acoperit chiar tot. Dar ideea că s-a luminat în cameră și asta era și ideea. Ăsta s-a albit pentru că era portocaliu. Mai trebuie dat o mână, dar ideea că s-a uscat. Și când s-a uscat, faci treaba mai bună. Dar o să ne ocupăm mai cu de treaba asta, pentru că am de făcut o mașină astăzi și ne apucăm mai pe seară, când terminăm acea mașină. Nu știu ce mașină, cred că o Skoda. Bineînțeles, să vedem ce e cu ea și așa, să vedem dacă clientul ce vrea să facă la ea, bineînțeles. Și revenim mai încolo și vedem ce facem. O să vă arăt și mașinuța, cum arată, să vedem ce putem să-i facem și cam atât. Bun, se pare că a sosit și această mașinuță. Sincer, nu este grav, este chiar super ok cum arată situația. Hai să vă arăt puțin cum arată exterior, trebuie să o și spălăm și un interior. Hai să vedem. În punctul meu de vedere, mașina asta arată chiar bine, adică am prins altele care arătau mai rău. Bun, ne apucăm de aia, este o cunoștință foarte veche și chiar am zis să-i fac și o mașină, dacă se poate, bineînțeles. Ne apucăm de treabă, mă apuc să o aspir și revenim mai încolo cu alte detalii, că nu o să fie gata. Ați văzut cum arată acum, tapțirea nu este grav, sunt câteva pete, dar nu nimic de speriat. O să-i facem să fie mulțumit clientul, deci asta și facem. Avem și plafonul, deci nu e nimic grav. Am văzut și alte mașini care arătau mai grav, dar asta arată chiar bine. Eu o să mă apuc la treabă, revin mai încolo, mă duc să mai bag ceva la ghiuzdanel, la stomac și revin mai încolo când terminăm mașina, ca să putem să ne apucăm și de ce mai avem noi treabă sus acolo, la masardă. Bun, am terminat treaba pe ziua de azi.
mă refer cu munca și acum ne ocupăm de mașină, o să schimbăm antigelul. Deci o să urmez un alt clip care o să-l filmez practic acum. O curățăm bine, bine, mersi, că e murdară și asta, s-a murdărit, trece și avionul. Nu știu dacă se poate vedea. Chiar două. Bun, deci a trecut avioanele, făceau foarte mare gălăgie și nu reușeam să, cred că nu se înțelegea foarte bine. Elicoptere, de fapt, ce avioane. Ne apucăm să facem puțin mașina noastră. Acum o să filmez alt clip pentru cum se schimbă antigelul și toate cele, dacă sunteți interesați. Uitați-vă, o să fie un alt clip, deci m-am gândit să-l filmăm acum pentru că trebuie schimbat. Eu dețin 5 litri în total cu apă distilată, sper să-mi ajungă. Dacă trebuie să mai cumpăr, o să mă duc la magazin și o să mai cumpăr diferentă completare. Să vedem câți litri sunt. Bun, vă arăt locația la Passat în alt clip, deci dacă vreți să-l vedeți, urmăriți clipul ăla, o să-l las link în descriere la acel clip, să-l vedeți și voi. Bun, într-un final am revenit și noi cu să ne apucăm de văruit, pentru că între timp am mai filmat acel clip cu cum se schimbă antigelul, am mai început ploaia, am mai mâncat, am mai trecut timpul ce-i drept, chiar a trecut și este ora 9 seara și ne apucăm iarăși de văruit. Sincer, ne ocupăm de văruit numai la ore din astea târzii. Nu contează, în seara asta chiar trebuie să terminăm. Cred că v-am arătat dimineața cum arată camera, cum a ieșit după prima mână. Acum ne apucăm de a doua mână. Posibil o să mai am ceva de șlefuit și după aia mă apuc de văruit. Eu o să mai bag telefonul încărcat, mă apuc de teren de văruit și revenim după ce este gata totul. Sincer, mi-a luat ceva timp pentru că n-am avut o zi întreagă. Dacă aveam tot o zi întreagă, cred că într-o zi întreagă reușesc să văruiești toată camera, să iese și bine. Dar au fost anumite detalii, ar trebui să usuce și înțelegeți și voi treaba asta. Bun, mă apuc de treabă, mai prindem câteva cadre când mai vopsim ceva, o să șlefuiesc și vedem ce mai iese. Revenim. Bun, se pare că cam am terminat treaba, doar rămâne să mai suce pereții. În momentan le vedeți așa pentru că nu s-au uscat 100%, încă sunt umezi. Dar pot să vă arăt peretele din spatele meu, că a ieșit super bine. Ce zicem, ne-am chinuit puțin cu acel var, fiind foarte ieftin, dar sincer și-a făcut treaba de buget, sincer. Mai sunt, vedeți, mai sunt diferențe mici, bine, încă aici este umed, nu s-a uscat. Mâine dimineață, dar luând în calcul că a costat 20 de lei, sincer și-a făcut treaba, cred că a fost suficient pentru mine. Neapărat, posibil, aveam alte pretenții într-o singură mână să vadă rezultate mai bune, dar sincer a fost bine, se putea să fie și mai rău de atât. Dar să zicem că sunt mulțumit, chiar am o cameră albă acum, o să avem o grămadă de curățenie pentru că este foarte, foarte mizerie pe jos, o să vă arăt ce e pe jos, dar e dezastru. Avem de făcut curățenie, mai stăm pereți de uscat, dar cred că mâine dimineață o să fie totul perfect. Eu așa presupun. Hai să vedem cum arată. Deci aici este placajul, în fine, este mizerie tare, cam așa spereți. Încă acolo nu s-a uscat pentru că sunt umezi. Pe jos cam așa arată. Deci, relativ o să avem de făcut curățenie. Ce e aici? Mâine o să ne apucăm de curățenie, acolo nu s-a uscat încă. În rest toate uși ok. Acolo nu s-a uscat. Mai avem o dată de dat banda asta, acum, chiar acum mă ocup de ea. Relativ, cred că mai sunt mici chestii. Uite, o leacă acolo. Nu, un colț. O leacă mai pe aici. Retușez acum că mi-a mai rămas puțin var. Din 10 litri de var, ăsta e cam tot varul care mi-a rămas. Dar chiar s-a făcut mizerie. Mâine băgăm aspiratorul, apă fierbinte și cu o cărpă, nu știu. Vedem și o scurțăm și o să iese bine rău de tot. Deci eu zic că s-a meritat efortul ăsta. Ok. Până în momentul de față este totul bine. Am reușit să spălăm toate obiectele folosite ca să le mai putem refolosi. Este bine de știut că dacă folosești niște, nu știu, trafaelele, o pensulă, tot ce folosești, le poți refolosi dacă le speli. Este foarte important, gen după ce le-ai folosit, gen să zicem că acum dau cu var, și peste 3 ore nu mai dau cu var, mă opresc pentru că nu mai am timp și rămân jumătate de zi pe dreapta.
Ideal ar fi să speli acele trafalete, tot ce folosești pentru vărui, pentru că după aia, dacă le lași mai multe zile, s-ar putea să se întărească și nu o să mai ai ce să faci cu ele, poți să le arunci la gunoi. Nu cred că vrei treaba asta. La fel am curățat și eu. Trebuie curățate bine, că dacă cumva schimbați culoare, aveți posibilitatea să poată spereți să nu fie ok. Hai să vă arăt cum am curățat toate alea. Bine, nu să vă mai răspași. Bănuiesc că știe toată lumea cum să spală un trafalete și o pensulă. Aici am spălat chestia asta care am întins chitul. A ieșit bine. Aici era adezivul la stickerul ăla. Avem și mâța aici. Ia ce privire are. Bun. Asta este una. Asta care se pune cel mic. Trafaretele la mic sau cum se mai numește. A ieșit bine. Am curățat-o și chiar super bine. Și aici sunt restul. Astea nu erau noi. Erau folosite. Dar s-au curățat destul de bine. Parțial. Aici sunt obiectele. Trebuie clătite foarte bine, spălate foarte bine, cu apă, doar cu apă. Nu trebuie să folosesc detergent sau alte chestii. Dacă, gen, să zicem că nu aveți timp să le spălați, este bine să le lăsați în ceva pline cu apă, să stea în apă măcar, dacă nu reușiți să le clătiți momentan. Dar ideal ar fi să le clătiți. Vedeți, și această pensulă am clătit-o. Este o pensulă poate ieftină, dar încă este bună. Adică, na, se poate vedea că încă mai este folositoare. Bun, ăsta este vechi, ăsta a fost preferatul meu, sincer. Chiar și-a făcut treaba. L-am curățat de fiecare dată, fiecare seară când l-am folosit și am fost mulțumit de el. Și cred că o să-l mai folosesc pentru living aici, fumișel mansardă, pe viitor. Ăsta este cel mic. Bine, astea sunt de la ieftine, care nu costă mult, dar eu le-am spălat că nu se știe niciodată, că nu s-am nevoie. Ele o să mai lese niște apă, ideală după aia, dacă nu le mai folosiți deloc, să scoateți toată apa din ele, să rămâne uscate, să usucă. Ele nu ar trebui să se întărească dacă le-ați curățat foarte bine. O să punem aici toate lucrurile care le-am folosit, pentru că noi o să mai folosim foarte recent, o să mai facem treabă cu ele și să vă mai arăt. Bă, sincer, cam asta a fost până aici. Urmează să ne apucăm mâine la curățenie, pentru că este mai bine de 12 minute. Nu știu exact cât este. Deci, acest vlog se va întinde pe 3 zile, cred. Mâine este ultima zi, a treia zi de când, să zicem așa, ne-am ocupat de treaba asta. Bine, este important să rezolvăm, să terminăm. Mâine, cu siguranță, o să terminăm. Mâine o să ne ocupăm de curățenie, montăm mobila, loc, montăm patul. Bine, facem curățenie, spălăm pe jos. Și vedem cum va ieși la final, după cum arată camera. Nu știu dacă ați văzut camera când era plină. Bă, dar cred că am filmat și înainte când era plină. Și o să vedeți acum diferența, că o să fie una imensă. O să fie o altă lumină. Na, asta e și ideea mea. Nu știu ce face mânța aia. Cred că mănâncă. Bun, deci ne vedem mâine. Adică, bine, voi tot într-o clipă mă vedeți. Când mă pun la somn, mă fac o baie. Și asta e. Revenim spre dimineață. Într-un final s-a făcut și dimineața. Suntem în jacuari. Așa. Și ne apucăm la curățenie de acum. Pereții a ieșit cât de cât bine. Mai trebuie o leacă, dar nu mai este și lăsăm așa. Momentan și o să mai facem când o să mai fac alte modificări mai mari. Eu zic că a ieșit bine. Adică cel puțin ideea mea era să fac o lumină mai deschisă. Vedeți? Albă și n-am becul deschis și se vede bine. Dacă deschizi și becul, cred că se vede și mai bine. Adică e altceva. Eu sunt mulțumit de rezultatul obținut. O să ne apucăm de curățenie. Este, știți foarte bine de seara că este foarte mare mizerie. Am adus și aspirator. Strângem tot ce este piese mari și mai apuc și aspir fiecare zonă. Să scoatem tot praful ăsta, că am și mierlit, am ce am mai făcut noi pe aici. Cam atât. Și ne vedem acum și gata, după ce ne apucăm la curățenie, să facem orice la o să filmăm puțin cum facem curățenie, cum montăm mobila, înapoi în cameră. O să fie o leacă de treabă ce vrem și mai durează. Deci cred că asta ar fi a treia zi de vlog care filmez acest episod. Cred că o să mă gândesc serios pe viitor să facem un vlog de o săptămână sau de o lună, nu știu, vedem. De exemplu, depinde ce proiecte mai prinde și ce avem de făcut. Deci revenim acum și ca.
aspiratorul am terminat. Ideea cu aspiratorul, vreau să iau praful care s-a făcut la șmilgă, când aș fi iubit. Că dacă zici, îl dădeam cu mătura, sincer, să fie un praf foarte mare. Asta m-a interesat foarte esențial. Acum avem nevoie, mai dăm și cu mătura, să strângem marile, că chestiile mari n-am putut să le iau cu aspiratorul. O să luăm un vas cu apă fierbinte. Dacă aveți un fierbător de apă, încălziți apă în el, la ce vreți voi. Ideea că cred că merge cu apă caldă și atât tot. Dar cred că o să mai punem și soluție de curățat parchet. Sau de curățat podea, sau nu știu, de curățat gresie, faianță, că este ok și aia, ca să poți să cureți. Dar bine, dar vreau trebuie să folosești de parchet. Este cea care folosesc zi de zi, nu știu, avem și noi una. Azi să vedem o treabă. Bun, după aia avem nevoie frumos un burete de vase, cu o bidă la fustălei nou ca să-și facă treaba. Nu e scump, cred că e sub un leu. Am luat un pachet cu 4 lei, nu știu câte bucăți, 6 bucăți, 5 bucăți și vă ajunge. Unul vă trebuie. Dacă sunteți două persoane, folosiți două bureți, faceți frumos. Nu încercați prima dată cu partea aspră, vedeți dacă merge cu partea cea mai fină, practic partea galbenă. Nu folosiți partea aia pentru tigăi, oale, pentru că puteți să-ți greșeți dacă aveți un parchet mai sensibil. Poți folosi și o lavetă, o cârpă, ceva altceva, că oricum se va curăța. Acum vă dau repede cu mătura și revenim când ne apucăm să vedem rezultatul care iese după aia cu acel burete. Se pare că acest burete chiar funcționează, deci cred că partea asta verde e mai bună, în cazul meu. Fiind un parchet ok care nu se zgârie, nu-i foarte... Mi-a făcut treaba. Și acum o să facem și tocul de la ușă, să vă arăt cât de bun este partea asta. O să-l cureți ca nou și nici nu vă chinuiți cine știe ce. Hai să vedem. Prima dată îl băgăm ulei crapă călduță, îl ștoarce și pe aia ne apucăm la treabă. Se pare că și pe jos am terminat, mai avem o porțiune mică, chiar a ieșit super bine, nu m-aș așa să iese așa de bine mai pe jos. Cu acel burete, cu partea mai aspră, eu am făcut, hai să vă arăt cum a ieșit, să luăm telefon de pe trepied. Uite aici este curățat și aici mai trebuie curățat, uite este foarte, dar spun că mai este mizerie. Dar restul a ieșit super, super mega bine. E perfect, eu zic că e bine, chiar ne descurcăm, hai ne apucăm. Mai dăm o spălare cu mopul frumos, pe jos, cât de cât mai uscat, nu așa de umed cum am dat aici, dar bineînțeles, folosiți și să aveți un trosopel la voi ca să puteți da. Oricum mai avem puțin de lucru aici și mai ne apucăm, mântăm mobila, punem totul la loc ce avem de pus și o să fie interesant. Deci sper să vă placă. Se pare că am terminat curățenia, mai am aici o mică chestie de rezolvat care s-a strâmbat între timp. Cred că am dat și cu s-o agățat piciorul sau ce s-a mai agățat în trecut, pentru că nu se închide ușa asta foarte bine. Hai să vă arăt cum se procedează. Nu este complicat deloc, hai să vă arăt cum arată. Se poate vedea că a intrat înăuntru și singura modalitate ca să rezolvăm are aici un șurub. Și aici un șurub, de fapt un holșurub, le scoatem, o îndreptăm și pe aia o punem la loc și să putem târna curățenia aici. Asta este praf, nu. Dar când o să târnăm de spălat o să fie super ok. Bă, se pare că ar fi ideal să cumpărăm una, dar momentan am îndreptat-o, am ridicat-o mai sus, de fapt am îndreptat-o foarte puțin. Ideea e că momentan este ok. O să mai avem de pus această priză. Cred că o să ne ocupăm chiar acum așa, pentru că până avem un întrerupător sus și revenim după aia. Astăzi este a treia zi, seara, ne mai lungi, încă o zi se pare, pentru că nu se putea, cel puțin n-a ieșit super ok asta și m-am gândit,
Adică dacă tot am făcut renovarea asta, dă să o facem bine până la capăt. Și nu ne-am mai prostit, n-am mai luat bar la 19 lei. Am fost și am luat ceva mai serios, ceva bun, concentrat, care bine, se poate și lua. Dar în cazul nostru nu mai diluăm nimic, lăsăm pur să iese totul bine. Bun, hai să vedem ce am mai cumpărat, că nu s-a terminat de aici lucrurile. Am montat priza, am chituit acolo că era ceva nașpa, trebuie să șlef cu mai încolo. Am luat o grătă de var, foarte bună de data asta. O avem aici. Ok, ne ajunge. Hai să mai facă să vedem ce am mai cumpărat. Aici am mai cumpărat niște clanțe la ușă, că nu erau 5-10 alea. Le-a luat noi nouți, am dat undeva la 20 ceva de lei. Sunt super ok. Avem și pisica pe aici, care nu mai scăpăm de ea, de blănoasa asta. O să și spălăm că e murdară. Ok. Avem aici tot ce trebuie. Două clanțe. Un pachet vine și cu 4 șurubele. Dar noi nu le folosim. Uite că mai sunt șurubele acolo. A, uite, avem și aici. Asta nu le-am văzut. Sunt bune și astea. Deci avem tot pachet. Cam asta conține un pachet de 20 ceva de lei. Ok, o să le punem aici. Oricum le montăm acușica. Aici avem încă o priză, pentru că o să mai facem ceva. Am luat culoarea verde, pentru că știți foarte bine că canalul meu, Tutorial App, era ceva cu verde. Și am zis, bă, haideți să facem ceva cu verde, că să fie, adică să aduc aminte treaba asta. Niște bandă ca să putem acoperi pereții care o să-i facem. O mică pensulă. Încă un întrerupător. Să-l schimbăm pe acela. Pe cel vechi, e foarte gălbui și urât. Niște mici holșuruburi, am zis că poate n-are clanța să-i punem noi. Și atât. Am mai cumpărat... ok, aici. Cam am zis că vreau să trag. Aici avem niște gen de aer, să băgăm fierile în ea. Asta se va deschide. Și o să-l punem pe perete, gen primul. O să luăm cablu de la priza asta și o să mergem, nu știu dacă îl punem pe perete sau îl punem jos și pe perete se vede frumos. O să facem așa, avem trei bucăți, aici una și un pic aici, că aici vreau un pat unde dorm eu, să am priză să pot să-mi bag telefonul în încărca sau în laptop, ce că mai stau în pat, poate mai filmez un episod, ca să nu mai stau cu fire întinse în toată camera. Avem prize, o să avem prize, am o priză acum acolo, în colțul ăla, în colțul ăsta, mai vine și una aici și mi este cât de cât suficient. Am trei prize într-o cameră, eu zic că este suficient. Păcat că am făcut curățenie azi și iar o să facem mizerie, dar ideea e că vreau să iese bine. Adică chiar am cheltuit destui bani astăzi, nu exagerăm, undeva la 100 și ceva de lei. În total, cred că ne ducem pe la tot ce s-a cheltuit până acum, cred că mergem la 150 și 200 de lei cheltuiala până acum. Și sincer, nu sunt mulți, dar având un buget foarte scăzut, până a fost ok, pot să zic. Adică bugetul meu inițial a fost adică mi-am plănuit un buget mai slab, de răzbară, zic că fac camera cu nu știu cât. Și de asta mi-am pus un buget, băi, am zis că cheltuie mai puțin, se iese bine, dar se pare că cu puțin bani nu reușești să faci ceva calitativ. De asta trebuie să investești. Dacă mă duceam la început și luam acest bar, rezolvam, cred că, problema. Adică cheltuiam pe cât am dat pe 60-70 de lei, cât a costat varul, îmi rezolvam problema din prima. Dar da, asta este. Măcar dacă tot am investit până la capăt, facem... Ăsta o să fie cu verde, chestia asta, așa. Nu știu dacă mai fac și așa. O să mai vină peretele ăsta cu verde, de aici, până jos și așa. Și cred că mă duce și treaba asta așa cu verde aici, cu mușel până jos. Nu știu, cam atâta, cred, nu? Tu ce zici? Eu zic și la ce am să facem. Și chestia asta așa? Da. Rama asta? Da. E, atunci facem și rama asta cu verde, așa, așa, așa și așa. Deci, cam asta ar fi. Deci, o să avem de muncă seara asta. Deci, în seara asta nu mă opresc până nu terminăm tot. Sincer, m-am săturat și eventual poate reușim să facem și curățenie. Astea nu s-am timp să le montez azi pentru că sunt umezi, eu au un fel de adeziv pe ele.
bat în dubă adezivă și până nu se usucă pe rețipine nu am ce să fac, deci asta mai rămâne încă pentru mâine dimineață. Dar sincer îmi place culoarea asta, Mahon. mahon, arată bine, adică cel puțin cu alb, mahonul ăsta o să dea bine. Da, hai să ne apucăm la treabă, să facem planta și revenim. Deci, am mai luat o pauză, se pare că este foarte bun acest var, chiar își face treaba. Hai să vedem pe reții. Mai am în partea de jos, suntem, stăm pe jos ca boschetari, da, asta este situația. Acum mă ocup de partea de jos, o să vă arăt ce fac. Aici am dat, vedeți, unde este galbenul, trebuie să-l scoatem pe tot, peste tot, bam, 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 și pe acolo. Deci, ne bem berușca noastră în pace. Fumăm o țigară și pe aia continuăm procesul. Să zic sincer că m-am terminat pereții de vorbit. Chiar au ieșit bine. Adică alb 100% de data asta. Nu mai există diferențe de culoare. Deci dacă luam de prima dată varul ăsta, mă făceam treaba. De fapt nu este var, este... ce este? Vopsea lavabilă. Vopsea lavabilă. Adică, nu știu, mi se pare mai bună. Diluția foarte mică, adică chiar asta era groasă. Un var, nu știu, mi s-a părut foarte subțire și nu știu ce treaba. Nu știu din ce cauză. Bine, fiind și prețul mic, da. Când cumperi ceva mai scump, se vede că diferența. Dar ăsta nu este ce el. Sunt varul și la 3-4 milioane, o găleată de 10-20 de litri. Deci, e curios să vedem cum reacționează asta. Că, na, pereții încă nu s-au uscat, dar se poate vedea peretele ăla. Încă mai este un metru, se văd niște dungi. Dar după ce se va usca, o să fie bine. Tărâm și tavanul, după ne apucăm de, cum se numește, să băgăm căldură, vedem care e rezultatul final, apoi ne apucăm să facem acest perete de aici. Cred că și asta, dacă ne ajunge varul. Și o să vă arăt și diluția care se face la chestia aia, sticluța aia de acolo. Uite, de acolo. Pe caloriferul ăla. Deci este mult mai bine. Deci singura investiție care ar trebui să mai facem după aia, să cumpăr niște margini. Oricum aici vine curățat, să pun o margină pe jos. Ar ajuta foarte mult, s-ar vedea foarte bine. Cred că asta o să fie următoarea investiție. Aia e o leacă mai scumpă puțin. Nu știu cât e, 14 lei bucata. Nu știu, în fine. Dar o să o facem și pe aia ușor, ușor. Momentan ne oprim aici, ce terminăm aici, prizele. O să fie distracție, să vă prind să scot firele. Da, o să le scot pe acolo prin chestia aia, fumușel, vine prin plastic. Dar asta mâine. Deci continuăm clipul, deci ne ducem pe 4 zile. Deci aproape suntem o săptămână de când tot filmăm clipul ăsta. Și eu nu am mai reușit să mai filmez chiar nimic. Chiar azi vreau să filmez un site de făcut bani, dar n-am mai avut timp. Nu-mi permite timp, am var și în barbă. Da. Bun. Continuăm și revenim. Bun, hai că am revenit. Asta este practic, bineînțeles, era o idee mai închisă, acum s-a golit. Este vopseaua, colorantul pentru vopsea. Uite aici este și vopseaua. Acum o amestecăm. Eu am pus 500 de var, am pus soluția asta și am pus prima dată puțină apă în el să-l clătesc și am mai pus a doua oară încă gen câte o leacă. Nu trebuie foarte mult. Amestecăm și pe aia sunt curios să vedem ce culoare va ieși pe perete. Pe cameră, sincer, el e mult mai deschis față de cum se vede pe cameră. O idee mai deschis. Mie mi-ar fi plăcut să iese culoarea asta, dar e cam complicat. Dar nici așa n-arată rău. Eu am găsit vasul ăsta, îl găsiți și la Kaufland, dacă nu mă înșel. Trebuie să-l amestecați foarte bine, trebuie să aveți mare răbdare la amestecat. Cât amestecați mai bine, cu cât este mai bine. Aici la noi varul a rămas super ok, aproape s-a uscat tot, mai este puțin. Pe tavan se mai poate vedea că încă e umed. Dar posibil dacă nu se usucă, o să mai dăm în mână. Adică dacă gen nu, când se usucă, nu o să fie ca cum este aici sau cum este aici, o să mai dăm în mână. Deci, eu amestec în continuare aici în acest colorant vopsea ca să pot să-l dau pereții respectivi. O să-i filmăm, cu siguranță va ieși super bine.
Și sper să termin cât mai repede posibil. Trebuie să mai stăm jumătate de oră. Este foarte cald pentru că am această chestie de căldură care mă ajută să usuc varul mai repede. Varul. Ăsta e vopseaua. Vopseaua de pe pereți. Să zicem că ăsta e aproape gata, mai amestec 2-3 minute și ăla e, am vreo 10 minute de când tot mestec la el. Eu am luat un cuțit care nu-l mai folosesc. Oricum arată interesant cuțitul ăsta. Da, se poate curăța de var și o să iese bine. Cred că trebuie o nuanță mai închisă și asta se numește... uitați așa că scrie undeva... Pigment... Te aveți aici toate detaliile. Dacă aș focaliza. Așa, ia să vedem dacă focalizează. Dar nu vrea. Ia să vedem. Nu vrea să focalizeze. Ia să mai încerc. Ia să întoarcem camera. Ok, și costă în jur de 5 lei, deci nu este exagerat de scumpă. Mai amestecăm puțin aici și ne oprim și noi. Mai lăsăm aici 20 de minute și mai revenim și ne apucăm să facem acei pereți. Oricum, vă dați seama că o să vadă o diferență mare de la alb la chestia asta. Inițial am zis că vă să fac gri treaba asta, gri mai închis, dar mai bine în verde pentru că arată mai bine, mai spectaculos. Bun, revenim acum și ca. Bun. Ne apucăm de pus banda. Am pus-o aici o bucățică mică, ca să vedeți o idee. Această bandă este specială, care nu ia varul. Este ceva subțirel. Mie nu trebuia mai dată de atât. Eu zic că îmi este suficient. O să punem și pe aici. Deci o să dăm drumul la treabă. Trebuie să punem pe acest perete, punem capăt. Inclusiv pe ăla. O să fie interesant, chiar o să fie de muncă. Deci dăm drumul la treabă. Nici asta nu prinde, deci încă varul înseamnă că nu s-a uscat. Eu nu vă recomand să faceți procedura care am făcut-o eu, dar eu am încercat-o. Să vedem ce este. Am pus bandă izolare. Am izolat bine și în coarte de jos, dacă se poate vedea, și în coarțul ăla. Și de sus rămâne să vedem ce facem. Bun, mă apuc să vedem, să dăm ala pe de var, să vedem cum se va vedea. Deci, să zic sincer, zic că ieșe bine. Adică, bineînțeles, n-avea cum să iese perfect, că na. Eu o să mai am interdat o mână de var pe tavan, într-un punct, care nu l-am dat eu foarte bine, dar în rest aici a ieșit super bine, toți pereții. Încă ne mai rămas var puțin, așa să terminăm, dar ideal ar fi să dați două mâini. Și eu am dat două mâini și... a fost super ok. Acum, oricum, o are o altă lumină camera asta. Pare o lumină destul de ok. Dacă ne uităm. Nu știu dacă se poate vedea. Da, cam asta este culoarea care se vede și pe cameră. Mă uit acum. Deci e o culoare destul de frumoasă. Acum de vedere. Așteptăm să se usuce definitiv, să vedem ce nuanță o să ia. Eu sper să-și păstreze verdele asta frumos. Măi, cam
astăzi până aici. Mâine, sau cred că în seara asta, vedem cum stăm cu timpul. Poate ne apucăm să facem niște curățenie pe aici, că iar e dezastru, ca data trecută. Hai să încerc să fac asta. Așa, vedeți? Cum e dezastru. Dezastru de pe pământ. Parcă mi-e mult ca data... ca data trecută. Sincer. Dar asta e situația. Bun. Ne apucăm, terminăm și ne vedem dimineața cu update-uri. Bun, se pare că la mine a început seara. Nu știu de ce. Mereu am treabă și nu am timp de nimic. Haideți să vedeți cum a ieșit după ce s-a uscat în totalitate acea culoare varul, vopseaua ce am dat. Ne apucăm de curățenie, acum am ajuns și noi acasă, am avut ceva treabă, ca de obicei. Numai seara reușeam să mă ocup de treaba asta. În seara asta trebuie să terminăm tot. Ieri am curățat podeaua frumos, a fost super mega greu. Deci m-am chinuit o grămadă să curăț, pentru că nu-i ca varul. Vopseaua aia este mult mai tare și mult mai groasă. Bun, hai să mergem să vedem. Aici încă este dezastru de pe lume, dar, na, sincer, asta este. Și ca să vedeți cum a ieșit. Asta este... eu idee mai... cred că cam asta e culoarea care se vede și aici. Ia să ne apropiem. O idee mai închisă de ce se vede pe cameră, foarte puțin. Am făcut și acel perete și asta doar frontal, nu l-am făcut și pe laterale. Laterale am lăsat alb. Acolo încă var, mizerie. Pe jos am curățat, trebuie să mai spălăm. Faza că am curățat grosul, că sincer a fost foarte greu. Acum, sincer, sper să nu am desfis gărea foarte tare că am făcut chestia aia, dar în fine, cred că o să-l polișăm, dacă cumva. Dar o să facem alte clipuri de genul când o să polișăm podeaua, dacă e de acum, nu cred că mai facem treaba asta. Curățăm. Teoretic, aș vrea să pun și priza aia, dar sincer, nici nu știu. Cred că o să montez, în fine. Trebuie să punem la bec chestia aia înapoi, că acum e fără nimic. Dar în rest, eu zic că s-a meritat efortul, a ieșit bine. E o muncă foarte migăloasă, sincer, și la un moment dat am zis că, wow, m-am săturat de atâta treabă, mai trebuie la câte pauză, că e prea mult. Când te bagi în proiecte de astea, mereu, adică trebuie să iei în calcul că, bă, poate să mai pară ceva, mai vrei să mai faci o modificare, pentru că când te apuci să faci ceva ca lumea, trebuie să-l faci bine până la capăt, că dacă faci cu jumătate de normă, nu e ok. Bun, stăm și noi o leacă, ne recreăm puțin, că am terminat treburile, prin oraș, pe unde am mai fost. Ne apucăm aici, spăl, trebuie să spălăm o grămadă de chestii, avem de spălat, haine, să montăm mobila la loc, deci o să fie de muncă. Sper să terminăm până la 12, nu mai târziu de 12, pentru că ieri m-am lungit până la 4 dimineața și a fost super nașpa. Deci m-am trezit până la 11 și după am plecat iar la treabă și a fost nasul. Dar mâine nu mai am nimic de făcut. Am zis, gata, nu mai fac nimic, mă opresc, iau o pauză, mă recreez. De fapt, mâine nu mă recreez, că plec la Iași. Dar, da, mă întorc după aia acasă și mă relaxez, nu este problema asta. Oh, chiar a fost de treabă aici. M-am de curățat, cred că... bine, asta... cred că se duce. Așa la mână nu se duce. Trebuie să dau cu soluție frumos, cu apă fierbinte. Aici? Da. Aici e bine. Deci revenim, prieteni. Hai să vedem ce mai facem, că este, nu știu câta zi suntem, a patra. Da, deci ne-am lungit până la a patra zi. Eu sper să 4 zile să terminăm. Avem 4 zile care filmăm în continuu. Sper să finalizez odată, că nu mai suport. Simt că iau razna la atâta mizerie care o văd, sincer. E nașpa rău. Bun, revenim după ce ne apucăm și mai facem ceva interesant. Salutare, am revenit iarăși. M-am gândit la chestia, am văzut că am mântuit parchetul, ce-i drept, și s-a împărășat. Am împărășat auto, care își face treaba cel puțin, e din Germania, dar cred că poți folosi cam orice poliș. Să nu fie extra abraziv. Și vom reduce pentru că parchetul meu este mat. Acum, momentul de față chiar este mat, nu știu dacă se poate vedea pe cameră. Mai sunt porțiuni încă umed pentru că am spălat pe jos. Și vom face un mic test să vedem cum iese. Și dacă iese bine, o să continuăm și îl facem tot.
Avem o mașină de polișat. Am aici niște polși, bine, nu luați-o cu o seria sticla pentru că l-am pus într-o sticlă care e top și de asta mă avantajez această sticlă. Pentru că este la bidon de 10 litri, 5 litri polș pe care l-am. Și am să punem ăsta și facem o probă de aici unde s-a uscat și vedem diferența. Cred că se vede pe cameră că e mat acum. Chiar este mat, mat. Ia doar la jos. Cred că nu este lucios deloc. Lucios, în sensul pare mătuit, înainte era mai lucios. Și vom face o probă pe aici. Vom aplica o leacă de poliș. Ok. Vom aplica o de aici. Atât de poliș. Vom face porțiunea asta. Stăm așa puțin, pun pauză că pun niște bani de ca să vedeți diferența. Bun. Am pus banda asta. Să vedem ce diferențe sunt. Eu zic o să vadă, pentru că este un parchet laminat, nu? Da. Ok. Pentru că posibil sunt și mai abrazive. Asta este, nu este foarte abraziv. Este așa mai mult de a da luciu tăbli. Dacă fiind un plastic, nu este aspru sau să zicem un plastic. Da, teoretic asta e lemn laminat. Ok, hai să vedem care e faza. Bun, am polișat și hai să ștergem. Se pare că aici săribanda a fost prea mare viteză. Și vom vedea. Eu deja văd diferențe. Ești curios să vedem. Bun, hai să vedem dacă este o diferență. Bine, nu aici, că posibil că n-am ajuns. Ok. Eu zic să veniți în colțul ăsta. Vreau în colțul ăsta să vezi diferențe. Uite, putem vedea o diferență. Aici este lucios și aici este mat. Adică, oricum, este o diferență esențială. Să ștergem. Vedeți? Aici mat, aici lucios. Deci, sincer, s-ar merita. Ar fi foarte interesant, numai că în seara asta nu am timp să fac treaba asta, pentru că avem mult mai multe chestii de făcut, dar o să mă ocup și posibil o să facem un clip special să vedeți și voi diferențele. V-am arătat, am făcut un pătrățel ca să vedeți și un pătrat mai mare, să vedeți diferența, eu chiar am văzut una foarte mare. Și o să facem anul ăsta, nu știu, o să mutăm patul și o să scoatem din cameră, dar asta, nu știu, peste o săptămână, două, când mă mai... Când să mă liniștesc puțin apele, că e prea mult agitație în momentul de față. Sunt prea multe de făcut. Deci se poate polișa cu polișa auto. Puteți polișa parchetul. Ăsta nu este un poliș gros, este un poliș subțiret. De asta vă trebuie. Nu știu, cred că găsesc la magazin cel mai ieftin poliș care îl puteți lua. Nu vă trebuie super abraziv. Cred că vă încadrați undeva între 60-70 de lei, găsiți o sticluță de, nu știu, 500 de mililitri, un litru, nu știu, exemplu. Nu vă trebuie să fie foarte gros, cât de că subțirel, să vă dea un luciu. Și eu chiar am văzut luciul ăsta și sunt mulțumit. Adică totuși o mare diferență, de la mare la lucios. Acum, sincer, este mai alunecos față de normal, dar... O să o fac, promit că o să fac, dar nu acum, pentru că mi-ar lua câteva ore să polișez tot asta. Chiar e mult, pentru că trebuie să faci treabă toate colțurile. Vedeți că am o grămadă de treabă. Ok, avem aici pe are.
care ne-am apucat de curățenie. Am făcut un test. Hai să vedem, să terminăm curățenie, să montăm, că am terminat ce era de terminat. Și revenim în cușica. Când montăm, terminăm de montat patul, toate cele și vedem cum iese. Bun, se pare că aproape am terminat camera. Mai avem singur lucru de pus la acea chestie sus. Dar o pune. Hai să vă prezint camera să vedeți cum arată mobilată. Bine, mobilată, că nu sunt. E oricum ceva care l-am făcut eu. Mai trebuie să renunțăm la ceva pe viitor, un dulap ăla de acolo, din capăt. Dar hai să vă arăt cum așa facem un mic view. Ce bine este, sincer mai avem de pus aia, am spus, și abia aștept să termin toată treaba, să mă bag în față, lenevesc o leacă, chiar sunt foarte obosit. Bine, azi nu a fost încă, n-am făcut cine știe ce treabă, aici seara acasă, ziua muncii. Și după aia mergem să gătim ceva, mai avem curățenie, n-am terminat, încă nu l-am terminat, dar mai avem tot restul, hall-ul, living-ul și mai este de treabă, ce e drept, dar nimic grav. Ce a fost mult, a fost până acum. Și o să facem o mâncare specială. Nu știu dacă am mai făcut eu vreodată până acum. Eu am mai făcut ceva asemănător, dar o să încercăm să facem și o mâncare interesantă. Bineînțeles, o mâncare interesantă, să bem și noi o bere ceva, pentru că este un succes pentru, cel puțin pentru micul de un succes că am reușit să mă renovez camera. Bineînțeles, nu e ceva wow extrem. Mai sunt mici detalii care v-ați zis trebuie să termin cu priza, cu trăruparul de acolo, cu l-am cumpărat nou, dar rest bine. Bun, mă apuc să montez acel aplică sus, înapoi și cam atâta până acum și vedem ce mai facem. Bun, hai să vă arăt ce am urât toată viața să fac. Să tai ceapă. E cel mai... zici că plângi, chiar e nasol. Bun, ne apucăm să-l dăm prin robotul de bucătărie ca să devină mai ușoară treaba. Și cam atât. Îți dai seama cât de mult trebuia să plângi ca să faci atâta ceapă tăiată? Este suficient tăiată, chiar minim este ok ca să pot să mă apuc. Bun, ne apucăm la treabă. Bun, se pare că am terminat și cu gătitul. Este cam târziu, este 12:20, chiar foarte târziu. Bă, a ieșit bine. Hai să vă arăt cum a ieșit mâncărica de ceapă cu piept de pui. Este prima dată când o fac, cel puțin eu. Eu n-am mai făcut. Sper să fie bună. N-am gustat-o. Tu ce zici, e bună? Da, foarte bună. Ia. Bun, noi mai avem încă curățenie de făcut, dar mai facem mâine. Până acum am terminat camera și e foarte bine, am mai terminat ce mai era de aici de terminat. Mâncăm, pe aia, ce mai facem? Un duș și somn. Cam asta a fost experiența noastră cu renovarea camerei, chiar a ieșit super bine totul. Mai este de renovat, mai sunt aici, mai sunt depus becuri. Este mult de muncă, încă n-am terminat, dar o să mai facem clipuri gen când mai continuu alte proiecte. În rest, nimic deosebit, chiar mi-a plăcut cum a ieșit. Și aici este mult de treabă, m-am de acoperit o mică găurică de la Regips pe aici, dar nu cred că e cazul să filmez cum astup o groapă, o găurică. Alte chestii o să mai vedem, pentru că m-am demontat acea priză frumușel. Eventual vă pun o poză. De pus cablu TV. De pus cablu TV, dar când o să am nevoie. Eu am Netflix-ul. Și e ok așa. Nu știu, o să vedem. Bun, vă arătăm mâncarea
și berea, bineînțeles, care avem. Facem un fel de cinematic, o să încerc unul, nu știu, vedem dacă ne merge. Și cam atât. Noi vă salutăm și aveți grijă voi, prieteni. Bună, spate,